Aici avem un exemplu clasic de macrolepiota procera, se mai numește parasol sau piciorul căpioarei, pălăria șarpelui, în anumite regiuni, și este foarte gustoasă, pregătită ca un șnițel. Se folosește doar pălăria. Aici mai avem încă una și încă una foarte mare aici. Așa ceva arată. Neapărat trebuie să aibă solzi pe pălărie, pe picior. Dacă vă uitați foarte atent pe picior, are așa niște solzi, ca și piciorul căprioarei sau ca și solzii unui șarpe. Are inel, iar sus uneori are puncte, uneori nu are puncte, așa cu maron închis. Genul arată. Foarte bun.